Salutare și bună ziua, dragi prieteni, din nou Alesia Paladici și din nou ecipa Surpriză la Valente. Frumoasă cu soare și voi bună, venim cu mare drag azi să-i cântăm la mulți ani doamnei Aurica Chetraie. Carafălești este destinația spre care venim azi cu mare drag astăzi, în partea fiului Alexandru, plecat departe în Germania, care nu poate să rămână indiferent. Și dorul și dragostea de mamă și respectul și recunoștința pentru viață și pentru educație l-au motivat astăzi să apeleze la noi și să ne trimită cu mare drag la poarta mamei, la casa mamei, cu dragoste și dor, cu flori frumoase și, desigur, cu un cântec de la mulți ani să-i urăm mamei cele mai sincere urări de bine, de sănătate, ani frumoși și sănătoși și, desigur, ușa casei întotdeauna să fie deschisă pentru oamenii dragi și pentru fiul care ne-a trimis aici cu mare dor de mamă. Încercăm să transmitim emoția frumoasă astăzi, doamna Aurica, încercăm din suflet să transmitem soare, nu doar de sus la soare, ci din suflet, din sufletul nostru, aici, pe Surpriză la tine acasă și, cel mai important, din sufletul fiului Alexandru, care astăzi vrea să-i încălzească suflet și inima, la mulți ani, urări de bine și cu dragoste frumoasă, care vrea să ajungă de tot sufletul acasă, la suflet. Să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, doamna Aurica, să ne trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bună ziua! Bună ziua! Și bine v-am găsit! Trebuie să spun că bine v-am găsit într-o zi de iarnă, dar nu prea ne sudă limba să spun într-o zi de iarnă. Frumoasă și caldă, parcă ar fi primăvară și noi venim cu mare drag să vă aducem o emoție frumoasă din partea cuiva care ne-a rugat cu atâta drag să venim azi la poarta dumneavoastră, să venim cu o mică miciunică, suntem cei cu coletul, dacă am găsit poarta încuietă, ca până la urmă să dăm de dumneavoastră, frumoasă, minunată, sărbătorită, spre care venim cu dar. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum credeți, ce mi-i trimiteți? Nu mă băie, Sașca. Se numește? Sașa, Alexandru. Sașa. Așa, eu știu de Alexandru, eram sigur că mămica cumva o să-l spui dezmirdându-l, dar uitați-vă așa, de departe, în Germania, cu dor de mamă, cu dragoste, mult, mult, mult drag ce vi-l poartă și multă mândrie, a lui este mămica cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai dulce, cea mai primitoare, cea mai gospodină și cea care a oferit întotdeauna cea mai multă dragoste. Și dacă întreb fiecare copil cine e cea mai bună mamă și cine e cea mai frumoasă, fiecare copil o să spună despre mama lui. Hai, m-a rugat cu atâta drag să vin la mama lui, să-i transmit emoții frumoase, să vin la mama lui, să o felicit și să-i spun cele mai sincere gânduri și frumoase de acolo de departe. Deci eu v-am pregătit cu mare drag o tortă. Ați încercat să o citiți, așa? E tot ridicați căpșorul așa. Nu, că n-am văzut. Păi nu, degeaba am întors-o eu. Eu știu smecherii eu, mă, de așa că am spus cum pe mămică la mulți ani. Am pregătit aici și flori frumoase. Am cu două ori. Și eu le mulțumesc, mămică. Și vei răzut așa cum ați zis, zirip și vei și ne vine la femeia asta. Ziua mare și cu flori. Așa, să știți că noi am pregătit aici un coșuleț cu de toate. Sperăm din suflet azi, dacă vine cineva, să vă prindă bine. Eu o să-l arătăm așa jos. Mulțumim. Totodată vreau din suflet să vă transmit ce m-a rugat Alexandru dumneavoastră, Sașa dumneavoastră. Că vă iubește foarte mult fiecare mamă, știi, dar probabil noi copiii foarte rar îndrăznim să spunem părinților noștri. Poate cândva nu era atât de răspândit acest te iubesc să-l spunem la fiecare pas părinților, ceea ce fac copiii de acum, dar m-a rugat din suflet. Să-i transmiteți mamei o dragoste și un dor, că este cea mai bună și cea mai minunată, ea știe, dar iarăși probabil rar îi spun. Dar este cea mai mândră femeie din viața mea și credeți-mă că atunci copiii nu pleacă de casă, chiar dacă își formează familie, chiar dacă își găsesc un cuibușor în altar, cea mai mândră, cea mai deosebit femeie din sufletul copiilor, mai ales din sufletul băieților, rămâne mama, cea care i-a dat naștere, cea care l-a educat așa cum a știut și a oferit în el și în viața o dragoste imensă, suflet întreg și mulțumim dumite la căpătâi. Pentru acest fapt, vă mulțumesc și se închină cu recunoștință în fața mamei, în fața cele mai sfinte femei și icoane a vieții lui. Și totodată, probabil nu mi-a spus, dar o spun din suflet eu și cred că nu o să supere, Alexandru, când am să zic
iertare, mamă, pentru șoate și năzbâtii pe care le facem noi în copilărie. Asta e copilărie, așa creștem toți, dar cred că cea mai înțeleaptă femeie și suflet din viața asta este anume mama, care știe să ierte, să ne îndrume, să ne corecteze. Și tot ea ne așteaptă întotdeauna cu brațele deschise. Țineți brațele deschise pentru el, cel care tinde să vină acasă spre dumneavoastră, să știe întotdeauna că casa e așteptată de el și în pragul casei stă întotdeauna mămica. Să aveți o zi frumoasă, cu soare în suflet și n-am să plec de aici până ați vă rog și cu dumneavoastră să-i lăsați ceva un gând frumos și pentru el, cel care cu siguranță vrea să vă audă. Ei, să aștept, tu ești partizan. Măcar să-ți spun. Sașule, îți primești băbumbeală de la mine. Mămica, te iubește de tot sufletul, îți mulțumesc frumos. Nici nu m-am așteptat la așa ceva, dar eu știu că el e la mine cu de astea, da. Pribambasuri. Bravo. E, te iubește mama nespus de mult. N-am cuvinte, tu știi de asta. Și îți doresc ție mult sănătate și tot ce ți-ai pus în gând să realizezi. Să fii fericit, ușor, mama te iubește din tot sufletul și te aștept acasă. Eram sigur, stăteam cu vorbulimii, deja vreau să spun, acasă. Toate mamele astea spun. Sănătate, doamna Aurica. Tot dragul și din tot sufletul. Da. Mulțumesc băietul că a avut încredere și ne-a oferit nouă posibilitatea să vă cunoaștem și să vă batem în porpiță. Încă nu ți-am spus că nimic nu-i mai presus decât însemn tu pentru mine, mă cuprinde teama.